Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre căprioare. Căprioara este o specie de mamifere rumegătoare ce aparține familiei cervide. Este un animal erbivor, rumegător și este cel mai mic membru al acestei familii. Căprioarele sunt răspândite în cea mai mare parte în Europa și Asia. La noi în țară, această specie de mamifere poate fi întâlnită de la munte la Șes, dar și în pădurile din Dobrogea și Bărăgan. Ele preferă pădurile de foioase tinere. Căprioarele sunt renumite pentru coloritul blănilor, însă și pentru calitățile acesteia. În funcție de anotimp, blana se schimbă, asigurând căprioarei o protecție mult mai mare. Iarna, blana este mai groasă și mai deasă, păstrând temperatura interioară mult mai ridicată, pe când vara este mult mai subțire și rară, permițând temperaturii calde să se elibereze din corp. Capul căprioarei este unul mic, fiind de aceeași culoare precum restul corpului, prezentând adesea pete de culoare albă, remarcându-se ușor în majoritatea locurilor. Masculul este numit căprior, are dimensiuni mai mari decât femela și posedă coarne cântărind între 20 și 30 de kilograme. De reținut, masculul căprioarei nu trebuie confundat cu cerbul, un animal înrudit de dimensiuni mult mai mari, care are greutatea cuprinsă între 180 și 300 de kilograme, aproximativ de 10 ori mai mult decât căpriorul. Căprioarele pot ajunge la o lungime a corpului de peste 1,5 metri, greutatea variind între 18 și 29 de kilograme, în funcție de zona în care trăiește. Coada este scurtă, puțin vizibilă. Are picioare lungi și subțiri, terminate cu copite mici despicate. Gâtul este puțin alungit, capul este dominat de ochii mari, blânzi, cu genele de la ploapele de sus lungi, care dau privirii o expresie de gingășie. Fruntea și partea superioară a capului sunt mai închise la culoare și bărbia este albă. De asemenea, urechile relativ mici sunt mai închise la culoare pe din afară decât restul corpului. Iedul are blana de culoare ruginie cu pete albe sau gălbui neregulate. Femela are dimensiuni mai reduse decât ale masculului. Un alt semn distinctiv sunt coarnele care apar la căpriori în primul an de viață și pe care le schimbă în fiecare toamnă. Timp de 4 luni cresc altele la loc. Fiecare corn are în general 3 țepușe, dar sunt căpriori care au până la 6 țepușe. Ramurile secundare sunt întotdeauna scurte. De coarnele căpriorilor, ca și de lovitura copitelor lor, se teme și lupul. Căprioarele sunt foarte fricoase. La orice mișcare suspectă, încetează să mai pască, ridică privirea și cercetează cu îngrijorare împrejurimile. Atât căprioara cât și căpriorul, atunci când simt un pericol, o rup la fugă, făcând salturi înalte, iar atunci când este nevoie, sar și peste garduri. Cel mai dezvoltat simț al lor este mirosul, apoi auzul. Căpriorul simte mirosul omului de la aproximativ 300 de metri distanță. În perioada când atmosfera este uscată, căprioarele stau ascunse în pădure, nu mai pot sesiza mirosurile ca în perioadele umede. În general, căpriorul trăiește singur, dar iarna, atât căpriorii cât și căprioarele, se adună în familii restrânse de 10-20 indivizi sau chiar mai mulți și sunt călăuzite de un mascul. Împerecherea acestei specii are loc în iulie-august. În această perioadă, căpriorii sunt agresivi cu rivalii, dar și cu iezii dacă le ies în cale, dându-se lupte care uneori se termină cu moartea adversarului. Asemenea lupte se mai dau primăvara pentru ocuparea teritoriilor. Căprioara fată un ied sau cel mult doi în luna mai sau iunie, după 8-9 luni de gestație. Iedul își urmează mama la doar câteva ore de la fătare. El este alăptat până toamna târziu. Căprioara se hrănește cu frunze de arbori și arbuști, lucernă, trifoi, fasole și mazăre, grâu sau ovăz. Ghinda o consumă cu plăcere în perioada de iarnă. Noaptea o petrec mai mult la păscut, iar dimineața se retrag în păduri, unde este mai mult tufăriș. Căprioara paște din loc în loc, fără a se vedea vreun loc rărit față de celelalte erbivore care pasc la rând, lăsând urme vizibile. Căprioarele și mai ales ieduții sunt prada tuturor fiarelor de pădure. Cei mai de temut sunt lupul și râsul. Iezii sunt atacați chiar și de dihor, vulturi sau huhurez. Această specie, după iepure și vulpe, este mamiferul cu cea mai mare densitate la nivelul țării noastre. Totuși, bolile, dușmanii și omul fac ca efectivul de căprioare să se micșoreze. Se poate vâna și masculul și femela doar într-o anumită perioadă a anului pentru trofeu, dar și pentru carne și blană. Maturitatea sexuală este atinsă la vârsta de 2 ani. Căprioara poate trăi până la 15 ani, dar apogeul este la vârsta de 7-8 ani, după care intră în regres. Prin frumusețea și gingășia ei, putem spune că este o podoabă a faunei noastre care trebuie prețuită ca atare.
Animalele sălbatice din Florida au un nou aliat în lupta împotriva braconierilor, o căprioară botezată Robodir. Deși nu poate mai mult decât să dea din coadă și să-și miște capul, Robodir este atât de convingătoare încât braconierii nu se pot abține să o ia în vizorul puștii. Însă atunci când o fac, vânătorii ilegali au o mică și neplăcută surpriză pentru că Robodir lucrează pentru poliție. În lume există câteva specii de căprioare. Căprioara siberiană trăiește în Asia, se aseamănă cu un cerb deoarece are coarnele mari și greutatea corpului de cel mult 59 de kg. Căprioara albă, căprioara burilor, căprioara din Manciuria, căprioara de Tian Shan, căprioara de Himalaya, căprioara neagră, căprioara de Cașmir, căprioara vampir și căprioara de apă chineză. Padu este cea mai mică căprioară din lume și este originară din America de Sud. Înălțimea unui adult nu depășește 35 de centimetri. Din cauza dimensiunilor mici, are foarte mulți dușmani, chiar și bufnița. Mai mult decât atât, se crede că aceste căprioare pot muri de frică dacă sunt înspăimântate în urma unor complicații cardiace. Un pui din această specie măsoară 15 cm lungime și cântărește 450 de grame. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!